Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre industria uleiurilor alimentare. Uleiurile alimentare se extrag din diferite fructe, semințe, sânguri și tubercule ale plantelor alginoase. Se înțeleg prin plantelor alginoase acele plante ale căror semințe și fructe conțin o cantitate mai mare de ulei. Plantele oleaginoase din care se pot extrage uleiurile sunt rapița, floarea soarelui, inu, cânepa, dovleacul, soia, ricinul, susanul, arahidele, măslinele, boabele de cacao. Uleiurile din măsline, coco și palmier se scot din fructele plantelor oleaginoase, pe când celelalte uleiuri se extrag din semințe, sâmburi sau tubercule plantelor oleaginoase. În general, substanțele grase la temperatura ordinară, 15 grade Celsius, pot fi lichide sau solide. Uleiurile fac parte din prima categorie, iar din a doua untul, grăsimile și untura. În ceea ce privește compoziția chimică a substanțelor grase din ulei, aceasta variază după regiune și chiar în aceeași regiune după fenomene meteorologice. Astfel, afară de palmitină, stearină și oleină mai intră în compoziția substanțelor grase chiar și alți esteri, linolină, linoleenină, laurină, butirină, ricinoleină. De asemenea, se mai găsesc și diferiți acizi grași. În mod normal, într-un ulei, cantitatea de acizi grași liber trebuie să fie foarte mică. Dacă se găsesc în cantitate mai mare, înseamnă că uleiul este alterat. Se poate totuși ca un ulei să aibă o aciditate mare fără să fie alterat atunci când a fost extras din fructe sau semințe care au fost bine coapte. Se mai pot găsi în ulei și substanțe negrase ca fitosterine, lecitină, substanțe colorate, proteină, rășini, alcaloizi, glicoside și diastaze. Fitosterine se găsesc aproape în toate uleiurile, pe când lecitine se găsesc în special în uleiurile leguminoase ale cerealelor, în ulei de lin, de rapiță și de susam. Culoarea uleiului se datorează diferitelor substanțe colorate pe care le conțin în cantități foarte mici. Astfel, uleiul de cânepă îți datorește culoarea verde sau galben-verzui micilor cantități de clorofilă provenită din pericarp, care a fost format odată cu sămânța. La uleiul de susam, substanța colorată provine din tegument. De asemenea, culoarea uleiurilor mai poate fi datorată diferiților pigmenți proprii uleiului și care provin din oxidarea acizilor grași. Printre aceste substanțe proteice care se găsesc în uleiuri sunt și toxialbuminele, cărora se datorește toxicitatea unor uleiuri. În general, toxialbuminele din semințe par să treacă foarte greu în ulei în timpul extragerii acestuia. În unele uleiuri se mai găsesc rășini și glucosizi, care, dacă sunt glucosizi, cianogenici, produc prin hidroliza acidul cianhidric care trece în ulei. Saponinele sunt de asemenea substanțe vătămătoare când se găsesc în uleiuri. Prezența diastazelor are inconvenientul că, hidrolizând, substanța grasă se produce acidificarea uleiului. Este cazul lipodiastazelor, sunt unele cazuri când proprietățile toxice la unui ulei pot fi datorită însușirii substanței grase. Este cazul acidului rinoleceic, care intervine în acțiunea purgativă a uleiului de ricin sau al acidului tiglic din uleiul de croton. În general, substanțele grasele din plantele oleaginoase au rolul unor substanțe de rezervă și au naștere din amidon. Cantitatea cea mai mare de substanță grasă se găsește atunci când semințele sau fructele sunt complet coapte. Substanțele grase din uleiuri alimentare sunt esteri ai glicerinei cu diversi acizi grași care esteri se numesc gliceride. În general, într-un ulei nu se găsesc numai o singură gliceridă, ci un amestec de gliceride care variază cu felul uleiului. Astfel, uleiul de măsline este format din peste 80% acid oleic, aproape 9% acid palmitic și 4% acid stearic. Uleiul de floarea soarelui este format de aproximativ 59% acid oleic, 46% acid linoleic, 5% acid stearic, 4% acid palmitic, precum și cantități mici din alți acizi grași. În cele ce urmează sunt indicate cantități de ulei care se găsesc în câteva plante oleaginoase. Floarea soarelui 28-35, cânepă 25-30, inu 30-38, dovleac 35-37, soia 16-18%, ricinul 45-55%, susanul 52-47%, măslinele 40-60%. Procedeile pentru extragerea uleiului din fructele, semințele plantelor alginoase pot fi împărțite în două grupe și anume: presarea sau extragerea cu solvenți. Cel mai întrebuințat sistem este astăzi procedeul prin presare, operațiune care se face cu ajutorul presorului mecanice cu șurub helicoidal. Urmează apoi procedeul prin extragerea cu solvenți, care constă în a treia uruiară rezultată de la sfârmarea fructelor sau semințelor alginoase cu diferiți solvenți. Vă stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile. Eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-mă.